Să aveți o viață minunată împreună, sunteți doi copii minunați, se vede pe chipul vostru minunata voastră dragoste. Vă iubesc, Maria din Brașov. Mulțumim frumos! Încă de acum câteva luni pe Antena Play, susținătorii Oanei au amenințat că vor face exact ce fac acum, că vor trimite nenumărate mesaje încercând să o facă pe Tina să pară imorală, deși întreaga competiție ea a demonstrat contrariul. Da. E strategia lor de final. Tina, capul sus, nu merită aceste calificative. Te apreciez pentru curajul tău, pentru faptul că ți-aperi onoarea și pentru puterea de a depăși prejudecățile. Mariana din Focșani. Doamna Mirela, nehotărâți, încep să decid într-o mare finală, după ce Raimond m-a dezamăgit alegând-o pe Tina, Oana nu m-a impresionat, Andreea a fost cât pe ce, Mariana merită să fie mireasa competiției. Va fi singura care afară va merge la un muzeu, un teatru, un spectacol, un concert. Felicitări, draga mea, pentru alegerea făcută și mulțumim celor din casă că ne ajută să luăm decizia perfectă. Cristina, cât poți fi de ipocrită? Tu cum dansai pe canapele la începutul competiției sau pozele de pe net? Ce demonstrează? Ți-e frică de Andrei, care a făcut și va face din tine ceea ce dorește el. Doamna Mirela, toți și-ar dori să meargă la petrecerea burlacilor, dar n-au încredere deloc în ceilalți. Împreună cu ea. Marga din Lugoj. Împreună cu Marga și-ar dori să meargă. Dacă ar merge și doamna Marga, aș merge și hai măi, Andrei, pe bune, ce exagerez? Păi, dar dumneavoastră vă dați seama ce mesaj a trimis această doamnă? Da. A zis că Cristina dansa la începutul competiției. A dansat înainte să aibă o relație. Acum dorește să se căsătorească. O pune cineva pe Cristina să aibă relații sexuale la o petrecere. Este o ieșire simplă, Andrei. Tu vezi lucrurile astea, tu crezi că îi trimite pe cineva să-i denigreze, să se prostitueze? Da. Doamna era susținea Oanei și a vrut să o apere. Am vrut să-i dau peste nas Oanei. Am înțeles. A făcut și ea la rândul ei că noi suntem încuiați. Nimic mai mult, nu am vrut să o denigreze. Am înțeles. I-am arătat care este felul ei de a fi și eu nu sunt. Eu am înțeles că este un show în care noi trebuie să-l jucăm, pe care trebuie să-l jucăm. Bun. Asta tu ai jucat mult până acum? Un an de zile ai jucat? Am jucat, tocmai de asta am scos în voturi, tocmai de asta deci am fost. Deci înseamnă că pe primul loc, când sunt Raimond Constantina, când Oana Laur, sunt cei mai buni jucători. Au jucat exact cum li s-a spus. Nu, se adaptează, s-au adaptat la la show. Avem materiale la show. Față. Păi vă dați seama că nu puteți acum. Oana ar încerca ea să scoată, dar tu îți dai seama, tu simți altceva. Ce? Nu eram aici. Cum? Nimic. Știu cel mai bine, fiecare știe cel mai bine cum joacă și ce joacă și în ce fel joacă. Nu știu ce tu ai zis bine, hai că mă enervezi. Ce spui, Oana? Păi la orice că a zis bine, du-te și stai acolo pe canapea și vă formează un cuplu cu Andrei. Da, cu Andrei. Nu, eu am zis, am reproșat mai devreme nervoasă că făcea buză de... Dar nu făceam deloc, s-au împăcat și am zis, hai, vino la fată și eu chiar mă bucuram pentru ei. Și el nu ne zic așa, lasă-și poate cuplul lor acolo. Ba chiar pur și simplu m-am bucurat că și ei au venit când ne-am certat și te-a dus acolo că plângea, mai uitat. 50 de mesaje și n-au chiar să mai încercă. Fata ta, lasă-mi pace. Bine, lasă-mi mai erau supărați, am avut asta. Păi tu ce să glumim și să ne vedem de treaba asta. Bine, cam atât pentru astăzi. Mâine de la ora 11 și 10.